secțiunile, mediul privat, deci cifrele cu, să spun așa, cu care mediul privat vine în îndeplinirea unei astfel de strategii, sunt, cred că, de cel puțin 10 ori mai mari decât fondurile europene alocate. Sau fondurile alocate poate și de stat. Deci sectorul privat are o pondere foarte, foarte însemnată în tot ce înseamnă viitor digital. De fapt, asta o simțiți cu toții, începând.